Se anunță producții record de pește obținute în luciile de apă din județul Vaslui. Aceasta este opinia piscicultorilor vasluieni, care susțin că anul 2019 a însemnat un an foarte bun pentru creșterea peștelui de consum. La Negrești, pe bălțile societății comerciale Prodacvas SRL Negrești, se realizează în aceste zile un pescuit de control pentru a evalua producția din apă. Dan Negrilă, administratorul firmei negreștene, este mai mult decât mulțumit de starea de sănătate a peștelui, dar și de dezvoltarea cantitativă a acestuia. Argumentele specialistului în piscicultură sunt la vedere. Doar la o primă lansare a năvodului în baltă, captura a fost impresionantă. Care sunt greutățile determinate de această îndeletnicire? De ce nu primesc subvenții piscicultorii români, cu excepția celor din Delta Dunării? Unde ajunge peștele negreștean? Ne-o spune inginerul Dan Negrilă, administratorul societății comerciale Prodacva SRL Negrești, în interviul următor. Doamnelor și domnilor, filmăm pe malul lacului de la Negrești, al fermei piscicole din această localitate. Stăm de vorbă cu administratorul firmei Prodacva SRL Negrești, domnul inginer Dan Negrilă. Bună ziua, domnule inginer, are balta pește? Bine ați venit! Are, anul ăsta are. Anul acesta are, se și vede în spatele nostru, este o activitate laborioasă. Ce se întâmplă acum? Ce faceți aici? Ne pregătim să intrăm în campania de toamnă. Lumea așteaptă să mănânce un pește de calitate. Îl găsește în Vastui. Unde? La magazinul lui Moș Pește, în piața Vidin. Interesantă definiția magazinului la Moș Pește. Da, interesantă. Un prieten s-a gândit, n-avea activitate în timpul iernii, să deschidă un magazin de pește. Cred că se extinde, o să vândă și vara. Un lucru foarte bun. Spuneți-ne, ce se întâmplă în spatele nostru aici, unde, iată, oamenii selectează pește? În spatele nostru facem un pescuit de control, să vedem cum putem aborda campania de toamnă, facem o strategie. Plus că se poate reține o cantitate de pește unde o trimitem la magazinul Moș Pește. Un lucru extraordinar. Și chiar și la comercianți magazine din județul Iași, din județul Neamț, din județul Bacău câteodată, câteodată și la Focșani, Galați. Deci, funcție de cerere. Funcție de cerere. Domnule inginer, sunteți mulțumit de modul în care arată producția în lacul acesta de acumulare? Mulțumim celui de sus. Anul ăsta am făcut producție de pește mai ușor, ne-a ajutat natura. Natura a fost de partea noastră. Au fost ani la rând în care ne-am chinuit să supraviețuim. Anul ăsta ne-a întins, Doamne, Doamne, ca să spun așa, o mână de ajutor. Ce cultivă? Pentru că e pește de cultură. Ce cultivă Dan Negrilă la ferma piscicolă Negrești? Cultivă tot colectivul. Adică? Adică eu aș fi nimeni fără colectiv. Ok. Și ce pește creșteți în baltă? Sânger, novac, cosaș, crap. Mai apar și producții sporadice, chiar dacă sunt nedorite, de caras. Dar o duce până la capăt și îl trimitem la beneficiar. Deci, iată, toate soiurile de, toate soiurile de pește, pentru toate gusturile, ca să spun așa. Pentru toate gusturile, chiar și specii de pește răpitori. Adică? Special som. Som. Care este un pește foarte valoros și ușor de crescut. Domnule inginer, mai am o întrebare pentru dumneavoastră, să satisfacem curiozitatea telespectatorilor noștri. Cum stați cu subvenția? Primiți subvenție de la stat? Nu. În sectorul nostru se dă subvenție doar la motorină, dar am făcut un calcul și întocmitul actelor la fel de costisitor pe cât motorină, așa că nu mai pierdem timpul. Dăm înainte. Să dăm înainte. Să le spunem telespectatorilor noștri că domnul Dan Negrilă este și un împătimit în creșterea ovinelor, rasa Texel de Negrești. Da, rasa Texel. Cea mai sănătoasă ovină din, așa se spune, carne de ovină, nu? Da,
Este o carne foarte apreciată. Nu o pot face extins treaba asta, e o pasiune. Dacă am 15 minute liber într-o zi, mă ocup și de asta. Cum se împacă cele două meserii, piscicultor și crescător de ovine? Foarte bine. Nu mai dăm cu erbicide. Protejăm natura, trimitem oile să pască iarba și bruienele care apar. Da, Negrilă, noi îți mulțumim pentru amabilitatea care ne-ai acordat acest interviu și, cum se spune în limbaj pescăresc, sățurăm. Fir întins, cum se spune? Volocul să fie... Pește în sagioc. Pește în sagioc. Atunci așa e să fie. E orare lipovenească sagiocul, de fapt, e juvenile cu care păstrez pește. Așadar, doamnelor și domnilor, pește în sagioc și cât mai mult să fie și de calitate. Noi vă mulțumim. Vă zi bună.